Așa, părem că nu ne-am organizat bine și nu ne-am pregătit îndeajuns. Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cafeaua de 10. Unde vorbesc? Acolo? Ah, acolo vorbesc. Da, păi bună dimineața și ție, Raluca. Bună dimineața, am zis prima. Și nu este adevărat, noi mereu suntem organizați. Cred că mulți dintre cei care ne urmăresc își amintesc de cel puțin două ediții în care am tot vorbit despre o piesă de teatru care mie mi-a plăcut foarte mult. Este vorba despre Visul unei nopți de iarnă. Da, s-a jucat la noi la Teatrul Municipal Toni Bulandra și v-am spus că mi-a plăcut, că am plecat de acolo cu o stare de bine, că am râs, că a fost foarte frumos. Hei, nu v-am zis despre un personaj care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care chiar mă bucur în această dimineață să-l am alături de mine la Cafeaua de 10. Este cea care a interpretat rolul Mariei sau lui Doruleț și care astăzi a reușit să vină la noi, Lavinia Pele. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la noi la Cafeaua de 10 și îți mulțumim că ți-ai făcut timp. Știm că ești destul de ocupată. Cu drag, bine m-am găsit. Înțelegem că rolul acesta a fost rolul tău de debut, practic. Da, da, absolut. A fost primul proiect pe care l-am făcut în afara facultății. Da. Mai improvizăm și noi aici. Cum a venit colaborarea cu teatrul din Târgoviște? A fost un casting cumva? Ai fost la casting? A fost povestea aceea sau... Da, a fost un casting. De fapt, întâlnirea între mine și domnul director al teatrului, domnul Ranin, s-a produs la Cluj, unde am făcut facultatea, dânsul fiind acolo profesor de regie, deci am mai colaborat cu studenții dânsului. Cumva, pe plan teatral, deja ne cunoșteam și dânsul a crezut că sunt potrivită pentru acest rol. Așa am ajuns aici. Ți s-a părut și o provocare rolul acesta? Povestește-ne puțin, uite, pentru cei care încă n-au văzut această piesă, cum este personajul pe care tu l-ai interpretat? Te-aș ruga să-l interpretezi un pic din el, că ne-am dat seama numai din asta, dar să încercăm să-i facem o descriere. Este un rol de mare tindere, adică deja este o provocare. Fiind rol principal, este o încercare și pentru că e un gen care nu-l mai găsim în zilele noastre, adică este o tipologie pe care nu poți să o vezi în zilele noastre undeva. Este o fată de 18 ani, care are naivitatea unui copil de 12, poate. Curat, bun, vesel, optimist, care visează mult și culmea este că îi se și împlinesc visele. E foarte frumos, e o poveste foarte frumoasă în jurul ei. Se îndrăgostește de un scriitor după ce îi citește cărțile și ajunge să-l cunoască și se îndrăgostesc. În noaptea dintre ani. Se întâmplă totul într-o noapte de iarnă, da. Noapte de Revelion. Foarte frumos tot ce am văzut noi acolo. Chiar am reținut și câteva replici. Da, una dintre ele este legată de scena cu șemineul când ai spus că... Ce ai spus? Mie când mi-e foarte cald. Mie când mi-e cald, rămâia cu frig. Da. Și chiar am râs. Ceea ce nu mi se întâmplă la orice, adică mai știu să surprinzi acele momente în care chiar să ne surprinzi și pe noi cei din public, pentru că nu știam ce urma să spui. Foarte interesant. Înțelegem că ești la master, la un EATC, da. Deci practic de-abia de acum înainte cariera ta înflorește, cum s-ar spune. Ce anume te-a făcut să alegi... zona aceasta. Adică teatrul? Adică teatru. Am ajuns întâmplător la facultatea de teatru să dau admitere. Eu voiam să dau admitere pentru cameraman, această zonă de televiziune, partea tehnică. Și cunoscându-mă profesorul coordonator, mi-a zis să nu, te rog să pleci și eventual să dai la altceva. Adică
și-a dat seama din prima clipă că nu pentru asta am venit. Numai că eu nu știam. Și la sfatul lui am dat admitere la actorie și am fost și admisă. Și atunci a fost totul foarte spontan și cred pur și simplu că așa a trebuit să se întâmple. Adică că m-a ales meseria mai degrabă decât tu pe ea. Eu pe ea, da. Se întâmpla la Universitatea din Cluj. La Facultatea de Teatru și Televiziune, da. Pe această cale și mulțumesc. S-a întâmplat să am un profesor extraordinar de actorie, domnul Micloș Baci. Este, după părerea mea, cel mai bun pedagog din țară în domeniul teatral. Este un om extraordinar. Facultatea m-a ajutat să cresc nu numai ca actriță, dar și ca om. Practic, am crescut întâi ca om și din cauza asta am reușit să merg pe calea asta. Tu de unde ești născută? În ce, de unde ești de fel? În Bihor. În Bihor. Bihor. Da, ai ochii așa frumoși, da. Și de acolo la Cluj, apoi la București acum. Da. Cum ți se pare Bucureștiul? Cum te-ai acomodat cu atmosfera de acolo? Ți se pare acasă? Te simți... Încă nu mă simt acasă. Este... Eu fiind dintr-un sat mic de munte, cumva e o schimbare foarte mare. Adică da, Cluj a fost intermediar, tot un oraș mare, frumos, în care se întâmplă lucruri, dar București este altceva, adică foarte multă lume, toată lumea se grăbește, e puțin haotic. Ți se par așa diferiți cei din zona aceasta, din București, sudiștii, față de ardelenii cu care mai crescut, ai copilărit? Absolut, absolut. Ardelenii sunt foarte calzi. Bine, îmi plac și bucureștenii, sunt oameni frumoși peste tot. Numai că e o căldură și o căldură specifică zonei, cred eu. Și acum, iată, la Târgoviște, a reușit să vizitezi ceva, te-ai plimbat puțin prin orășel în timpul în care ai stat și la repetiții. Cât timp s-a lucrat pentru spectacolul acesta chiar? Am lucrat 2 luni, dar cu întrerupere, am avut 3 săptămâni de pauză pentru că au fost sărbătorile și... Așa și, da, practic o lună și puțin. M-am plimbat prin Târgoviște. Mi-a prins foarte bine întâlnirea cu acest oraș pentru că este foarte liniștit și oamenii îmi par frumoși și calmi și cu multă răbdare, spre deosebire de bucureșteni. Și mi-a făcut plăcere, pur și simplu, să mă plimb, să văd parcul, clădirile, să intru într-un supermarket și... oamenii să fie drăguți și... Da, îmi place, îmi place orașul. Cum ți s-a părut publicul de la teatru, deci de la noi? Excelent. A fost de fiecare dată darnic. Am simțit că vor să se implice acolo și transmitea o energie foarte bună și ne doream fiecare să facem mai mult. Pentru public, bineînțeles. Noi am văzut la... mai ales la finalul piesei, s-a văzut sigur și pe parcursul spectacolului, faptul că vă simțeați foarte bine acolo, voi actorii, a fost așa, o distracție pentru voi piesa aceasta. Cum ai reușit să alegi prietenii, cum colaborezi cu actorii de aici din Târgoviște, pe care i-ai întâlnit în cadrul proiectului? Am avut niște întâlniri frumoase. Toată experiența cu Târgoviște, cu teatrul din Târgoviște și cu piesa asta a fost... pentru mine frumoasă și pentru că a fost debutul meu și pentru că mi-a plăcut foarte mult ce am interpretat. Dar, da, și oamenii sunt speciali. Am legat o frumoasă prietenie cu colegul Liviu Cheloiu, care interpretează rolul principal masculin și de care sunt îndrăgostită în piesă. Ca să ne ajutăm munca, bineînțeles. Ne-am simțit bine pentru că a fost un feedback bun din partea publicului. Ori în momentul în care place publicului și reacționează, sigur, ne simțeam foarte bine. Până la urmă, asta e miza, adică pentru ei facem ce facem.
Deci ajută la ceva și râsetele noastre din sală, da? Absolut. Și aplauzele chiar din timpul spectacolului uneori. Da, mult, mult. Ai avut emoții la avantpremieră? Cum a fost? Am avut foarte mari emoții. Din start, eu sunt genul de om care are foarte mari emoții înainte de a intra în scenă. Dar în cazul ăsta m-a ajutat foarte mult, pentru că prima intrare în scenă a personajului meu este cu niște emoții copleșitoare, adică asta și trebuia să joc. M-a ajutat foarte mult faptul că eram foarte entuziasmată. Da, și emoționată, că doar vorba aceea, te întâlneai cu scriitorul de care erai îndrăgostită. Da, nu? Practic, intrarea la Vinii în scenă este și intrarea în casa scriitorului Alexandru Manea. Da, în Șoșoni. Comos Șoșoni? Cum ai spus? Erau mari, erau un număr mai mare. Da, e bine de știut. Deci te-au ajutat emoțiile. Pe urmă, cum a fost pe parcurs, ai mai scăpat? Așa, cum ții sub control emoțiile acestea, care poate pe unii copleșesc, nu știu. Emoțiile au fost la început mai mult, adică primele 5 minute de acomodare cu locul, cu partenerul, cu publicul. Publicul este tot timpul factor viu de care trebuie să ținem cont și după care trebuie să ne mulăm, adică în funcție de public. Mergem mai mult într-o zonă sau mai mult în alta, accentuăm niște lucruri sau nu. După, e vorba de alte lucruri, adică fiind o partitură foarte mare, sunt multe situații, sunt multe răsturnări de situații, sunt... asta este mai greu de condus, fiind rol principal, dar emoțiile nu dispar după primele 5 minute, cel puțin în cazul meu. Situații neprevăzute au fost, noi nu le-am observat. Mă rog, eu am fost odată la premieră și am mai fost încă o dată duminică, acum când s-a jucat, pentru că mi-a plăcut mult și am vrut să mai văd o dată. N-am văzut diferență, nu știu, să apare ceva ce nu văzusem înainte, de poate n-am sesizat. Au mai fost unele accidente, dar de obicei accidentele sunt o binecuvântare, adică dacă le folosești și le duci mai departe, pentru că e un moment viu când se întâmplă un accident. Nu, în principiu au fost niște reprezentații bune și ne-am simțit bine. Adică, când se mai joacă spectacolul acesta? Pe 13 februarie, vă așteptăm cu drag și cred că este singura reprezentație din februarie, da. Ne pare rău că nu mai ninge. Da. O să ningă doar înăuntru. Înțeleg că a nins la avantpremieră, chiar în noaptea avantpremierei. Da, a fost un cadou superb din partea naturii. Era o vreme urâtă și ploioasă și cum era. Și înainte de avantpremiera a început să ningă mult și frumos. Practic, decorul a început de afară. Da. Acum îl avem în interior, dacă afară nu mai ninge, nu știm ce să mai așteptăm de la vreme, dar nu-i nimic, acolo ninge tot timpul pe scenă. Da, cineva curăță zăpada din curte, dar o să vedeți un infractor pentru că face el ceva cu poeziile, dar nu mai știu ce. Puiu Jipai, un alt actor drag nouă care iarăși apare în acest spectacol. Azi zice să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, pentru că este undeva pe listă, să scăpăm de ea și apoi să continuăm discuția noastră. Cine știe ce mai aflăm noi din viața la Vinii, nu? Interesant. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm!
Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Centrul medical și de recuperare Valerian Ahmed s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul medical Valerian mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Sece Hibrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hibrid. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Am revenit, dragi prieteni, continuăm discuțiile la cafea cu invitata noastră de astăzi, actrița Lavinia Pele. Am discutat despre rolul din Visul unei nopți de iarnă. Vă recomandăm această piesă de teatru. Se va mai juca pe data de 13 februarie la Târgoviște. Sunteți așteptați în sala mare, e loc destul. Și acum vrea să ne povestești despre alte roluri pe care le-ai mai interpretat, care ți s-au părut mai grele, în care te-ai mai regăsit pe alocuri, care au fost o provocare. Da, toate celelalte experiențe sunt din facultate, mai puțin unele filmări, am mai și filmat, dar în principiu eu teatru, adică asta vreau să fac. Scenă. Da, da. Cum ziceam, am avut un profesor foarte bun de actorie la Cluj și la București, sigur. Am încercat mai multe tipuri de teatru. Am studiat Chekhov, Shakespeare, teatru contemporan, comedia dell'arte, este un tip de teatru vechi, teatru non-verbal, teatru muzical. Întâlnirea cea mai frumoasă și cu ocazia asta Chekhov a devenit și autorul meu favorit au fost întâlnirile cu personajele lui. Am jucat la Cluj, adică am studiat Nina din Pescărușul și acum la București, într-un spectacol care încă se joacă, în Unchiul Vane interpretez Sonia. Și Maria Vasilievna, este un rol de compoziție, noi, indoor tineri în facultate. În principiu, întâlnirile cu aceste roluri mi-au pus niște semne de întrebare și m-au făcut să învăț lucruri, pentru că Chekhov este foarte profund. Este un tip de teatru care are, cum s-ar zice, 7 straturi, adică multe, multe subtexte și atunci e solicitant, emoțional, să joci un rol chehovian.
Cred că și tipologia personajului Nina din Pescărușul este asemănătoare celei din personajul tău, Doruleț, nu? Da. Vorbim tot despre o fată puțin naivă, mai inocentă. Da, da. Numai că este o poveste mai tristă. Personajul lui Cehov au un sfârșit trist, toate. Dar, da, sunt asemănări. Sunt asemănări. La nivelul trăirilor, în special, la asta mă refeream. Trăirilor emoționale pe care le simte personajul. Da, cumva, la mine a fost foarte diferit. Am lucrat la Nina acum 2 ani și am 24 de ani, deci sunt la o vârstă la care fiecare an este enorm. Adică eram alt om acum 2 ani. Nu înțelegeam așa lucrurile cum sunt acum. O întâlnire practic întâlnirea cu teatrul ți-a adus și schimbări benefice vis-a-vis de persoana ta și ai simțit că ai crescut, că ai acumulat foarte multe cunoștințe probabil și probabil te-ai și cunoscut mai bine pe tine, nu? Absolut. De fapt, actoria cred că este una din meseriile care studiază cel mai mult omul. Interiorul omului și eu sunt fascinată de asta, sunt pasionată și de alte științe ezoterice care au legătură cu cunoașterea omului, dar în principiu încerc să mă păstrez pe linia asta a actoriei și da, m-a ajutat enorm, cred că nicio altă meserie nu m-ar fi putut ajuta să devin ceea ce sunt acum în 4 ani, 5 ani. Ai moștenit de undeva talentul ăsta sau ai în familie pe cineva care te-a îndrumat spre cariera asta? Nu, din păcate nu. Fac parte dintr-o familie simplă. Chiar locuim la poalele muntelui în județul Bihor și familia mea s-a ocupat cu tâmplăria aproape toată viața. Adică este o noutate asta. Pur și simplu. Și cum au primit părinții tăi vestea asta că vrei să te faci actriță? Prima dată cu mult scepticism și după cu multă bucurie. Adică văzând că se poate, că sunt potrivită pentru asta, e o bucurie și pentru ei de fiecare dată când mă văd pe scenă sau la televizor. Păi da, pentru că ei nu reușesc să fie alături de tine live de fiecare dată atunci când urci pe scenă și mi-aduc aminte când după avanpremieră, când a ieșit, tatăl tău îți cerea poze. Să-i trimis poze. Au fost Nu au fost, dar așteptau poze. Așteptau fotografiile de la eveniment. Eu îmi văd foarte rar părinții, ei lucrează în Spania de multă vreme. Și atunci, da, cumva, așa ne vedem, așa comunicăm, așa, prin telefon, internet. Este și prezența aici la noi în dimineața aceasta o bună cale de a comunica cu ei, pentru că ei pot accesa emisiunea de pe site-ul nostru, www.columnatv.ro, chiar și live ar fi putut să o vadă, dacă îți spuneam dinainte să-i anunți. Aha. Dar vor putea accesa oricând din această după-amiază emisiunea și cu siguranță se vor bucura să te vadă aici, altfel decât în pielea unui personaj, în rolul tău, practic. Chiar cum faci să-ți intri în pielea unui personaj? Nu este chiar... Nu e vorba chiar despre asta. Adică eu nu o văd așa. Încerc... din faza de lucru să identific punctele comune între mine și personaj și mai degrabă sunt factori externi care mă fac să fiu într-un fel și atunci caut să accesez asta înainte să joc. Ascult o melodie sau mă gândesc la niște lucruri
Nu este un proces. Dar se întâmplă înainte de spectacol cu un timp sau se întâmplă atunci pe scenă? Nu știu cum. Eu îmi iau de obicei numai 5 minute. Sunt actori care își iau 6 ore. Sunt actori care își iau 2 zile. Sunt actori care nu mai ies. Sunt pe același film din momentul în care încep să interpreteze ceva până la capăt. Numai că există și un pericol dacă faci asta, pentru că de obicei nu putem să interpretăm un singur rol 3 luni. Adică variem. Poate astăzi am spectacolul ăsta și mâine alt spectacol. Și poate e un rol foarte diferit. Și atunci trebuie să, cred eu, că este sănătos să poți să faci o diferență. Adică până aici asta și de mâine să pot să mă duc pe altă cale, în altă direcție, altă lume, alt tot. Și când ești în afară să fie altfel, uite, cum ar fi la emisiune, vezi, uite, ea este la Vinia Pele. Absolut, da. Sunt nu mai este un personaj de data aceasta. Deloc. Există acel rol pe care îți dorești să-l joci? Nu ai încă vârsta necesară sau aștept să ți se propună sau... Am vrut până la începutul acestui an, în care mi-am regândit puțin lucrurile. Mi-aș dorit foarte mult să interpretez domnișoara Julie a lui Strindberg din piesa cu același nume. Întâmplător are 25 de ani, mă rog, eu am 24. Numai că subiectul nu mai este de actualitate, adică omul contemporan nu se mai poate regăsi în drama acestei fete. Și din cauza asta, sigur, ar fi o plăcere pentru mine, îmi doresc de ceva timp să interpretez asta, numai că nu cred că ar avea impact asupra publicului, nu cred că ar schimba foarte mult într-un om care vine la teatru. Ori noi asta ne dorim, să schimbăm ceva în omul care vine la teatru, să iasă mai bun, mai fericit sau mai trist, sau să-și pune niște semne de întrebare, să se schimbe ceva. Adică să fie o întâlnire importantă de fiecare dată. Da, uite de ce prefer eu acele spectacole din care plec mai fericită și curioasă. Contează mult. Eu acest. Am mai spus, înainte de intrarea la avantpremier, erau oamenii în foaierul teatrului cu care purtam discuții și care au aflat de la mine că este o comedie. Și atunci se temeau, au intrat cu o strângere de inimă în sală și se temeau că nuanța acestui spectacol, raportat la filmul cu actorul Florin Piersic și Rodica Mandache, se gândeau că această notă de comedie în care poate fi pusă piesa va strica tot farmecul ei și toată, cum să spun eu... ajută-mă tu. Eu înțeleg ce spui, dar nu-ți găsesc cuvântul. Da, nu a stricat nimic, asta e important. Da, apoi au ieșit din sală cu un sentiment de fericire și s-au bucurat mai mult decât se așteptau. Da, așa este. Am văzut asta, bucuria în sală, bucuria pe scenă. Când mai stai în Târgoviște? Plec chiar azi. Astăzi? Da. Sunt aici de duminică, când am avut spectacolul și eu am alte proiecte în București și din cauza asta trebuie să plec. Deci îmi place foarte mult aici, aș mai sta. Păi, cu siguranță o să te mai vedem, că a fost abia începutul acesta cu Doruleț. Trebuie să te mai vedem și în alte roluri. Așa sper. Cum ziceam, a fost o încântare publicul târgoviștean pentru mine. Sper să... A fost cel mai mare public pe care l-ai avut până acum? Nu. Am jucat un spectacol pe care l-am lucrat în facultate pe scena Teatrului Național din Cluj. Ori este un teatru cu capacitate de 600 de locuri, dacă nu mă înșel. Și a fost sala plină. Asta era un rol mai mic. Nu. Întâmplător era tot un rol de mare întindere și tot o comedie. Era comedia de l'arte. Este
un teatru de expresie. Asta este dovada faptului că regizorii au foarte mare încredere în ea, pentru că de obicei încep de la roluri mici și cred că trebuie să aștepți un pic, poate și niște ani, ca să primești un rol principal și pe o scenă atât de importantă, zic eu. Da, absolut. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și domnului Ranin pentru că a avut încredere în mine. Este într-adevăr, Doruleț a fost într-adevăr un rol mare și complex. Din multe puncte de vedere, din așa este. Din multe puncte de vedere, da. Lavinia, ai, ne poți spune câteva replici așa care te-au marcat din piesa Visul unei nopți de iarnă. Unele dintre ele eu și Iulia le-am reținut, cu siguranță. Ce-am mai reținut? Păi cum ce-am mai reținut? O clipă de fericire întreagă, aia cum era? O clipă de fericire întreagă, desăvârșită. E puțin, dar e enorm. Da, așa a fost. Logodnica în persoană, sunt foarte multe replici. Da, sunt multe replici. Va trebui să mai merg încă o dată, poate după a treia reprezentație o să rețin și eu mai mult de două. Sigur, de altfel recomand fiecărui spectator să vadă de cel puțin două ori o piesă de teatru, dacă îi place și crede că ar putea să ia ceva bun din ea, pentru că se înțelege altfel. Și eu fac asta și cu filmele și cu cărțile. Sunt niște detalii pe care abia a doua sau a treia oară le poți lua și care sunt importante, desigur. Aș vrea să ne vorbești despre proiectele pe care le mai ai în București. Da, momentan sunt concentrată pe lucrarea de dizertație. Este un spectacol de teatru absurd, tot în școală. Lucrez cu actorul Vlad Logigan, sub coordonarea domnului profesor Gelu Colceag, de la UNATC. Și este un proiect tot așa în care am investit până acum mult și mai avem puțin până să scoatem, adică în martie. Cu această ocazie vă și invit dacă treceți prin București. Da, cei de acasă văd acum niște imagini pe care noi le-am furat de pe pagina ta de Facebook. Dacă poți să ne vorbești despre ele, iată câteva dintre și din spectacole. Sunt din spectacole de la Cluj. Mă rog, sunt și poze de ale mele personale. Sunt poze pe care eu le-am luat, erau poze personale, erau foarte frumoase și vreau să arătăm și cât este ea de frumoasă. Mulțumesc. Am lucrat la Cluj 3 spectacole, dar am lucrat mult și au devenit speciale. Am avut doar 11 colegi la Cluj. De obicei, la actorie sunt mai mulți studenți. Adică la București sunt în jur de 50. Noi am fost 12. Și asta ne-a ajutat să ne apropiem ca oameni, ca actori. Și deci să lucrăm productiv și frumos. Uite ce poze minunate, Iulia. Da, este superb, dar nu înțeleg de ce nu mi se vedea ochii acolo. Uite cât de frumoși sunt albași. Of. Mai ai frați, surori? Nu, nu. De fapt, mai am un verișor cu care am o relație. Avem relație de frați, pentru că am crescut împreună. V-am zis că părinții mei au fost plecați mai tot timpul. Și, da, îl am pe el. Este un ca frate. Ca și fratele tău. Dragoș, da. Da, frumoase imaginile, foarte frumoase. Te gândești cumva să cochetezi și mai mult poate cu zona asta a modelingului? Am făcut asta până am început facultatea. Îmi place să pozez și, mă rog, aceste fotografii sunt și pentru o prietena mea cea mai bună, care este make-up artist și ei îi place să mă machieze, mie îmi place să pozez. Ori ne ajutăm. Dar nu aș vrea să fac asta.
Pentru că meseria asta de actriță, sau mă rog, așa aș vrea să fie, cere tot. Cere tot timpul, cere să te gândești tot timpul la ceea ce faci, să vrei mai mult, să aduci mai mult pentru fiecare rol. Presupune tot. Presupune să te dedici complet. Ori nu mai încap multe lucruri pe lângă. Ai spus că preferi scena în locul filmelor. Da, este o senzație minunată să știi că sunt acolo în sală 50 sau 100 sau 600 sau 1000 de oameni pentru care faci ceva și să fie viu, să le dai din emoția, din energia ta. Da, este o meserie superbă. Ce alte pasiuni mai ai în afară de ce ține de teatru, mă rog, citit? Ce îți place să faci în timpul liber? Altceva? Călătorești, poate, sau nu știu? Da, da, îmi place și să călătoresc. Îmi place tot ce e nou. Dar am și o pasiune mai ciudată, poate, pentru unii. Cum ziceam, sunt interesată de tot ce înseamnă omul și cunoașterea omului. Sunt pasionată de astrologie de pe la vreo 13 ani și de atunci încerc să aflu tot mai multe lucruri. Dacă știam, te rugam cu un horoscop azi. Nici chiar așa? Nu, nici faci chiar astrograme, așa. Încerc, numai că tot așa astrologia este o meserie care, dacă ți-o alegi, cere iar implicare, tot. Studiu. Deci nu se pupă meseriile astea două. Astrologia este un hobby, atâta. Și îmi place, mă liniștește, mă... Da. Și noi mai ne mai interesăm așa din când în când ce mai zic astrele. Chiar unde este astrologul nostru de serviciu astăzi? De ce nu este aici? Nu este, nici n-am observat. Probabil că încă se mai uită pe cer. Cine știe ce mai vede. Era de dimineață un cer splendid la Târgoviște. Se mai vedea luna și erau niște norișori albi pufoși ca niște aripi de înger. Așa am văzut eu. Da. Pentru că am avut timp să mă uit. Am întârziat taxiul o jumătate de oră și m-am uitat pe cer. Și mă întreb dacă tu ai văzut așa. Mă întreb micuța Ingrid cum o fi văzut. Păi am arătat și același lucru. A fost de acord cu mine. Da. Cum crezi că se va împăca, pentru că tot am vorbit de un copil, uite, cum se împacă viața de familie cu cariera? Tu ești încă tânără, dar bănuiesc că îți dai seama cam cum vor evolua lucrurile. Da. Din păcate, oamenii foarte dedicați acestei meserii uită sau neglijează acest aspect, adică viața de familie, copii. Sigur că este un sacrificiu și pe care scena îl răsplătește, pentru că te dedici întru totul. Numai că personal aș vrea să nu fac asta. Adică vreau să lucrez și să mă dedic total, dar aș vrea că la momentul potrivit să am o familie și să nu neglijez aspectul ăsta. Te gândești să ai mai mulți copii, poate? Da, pentru 3. Că ai fost... Da? Da, mi-ar plăcea 3. Din studiile mele, mă rog, legate de științele ezoterice, se spune că omul trebuie să dedice 8 ore pentru muncă, 8 ore pentru spirit și 8 ore pentru... Deci 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore de destindere. Cele 8 ore pentru spirit, cum le petreci? Ce faci pentru asta? Din cele 8 ore pentru spirit, cel puțin 4 trec la muncă. Pentru că munca asta de actor presupune și o muncă de acasă. Să gândești niște lucruri pe care abia când ajungi pe scenă le încerci. Adică, simți că ți îmbogățește sufletul, practic. Absolut. În momentul în care primești un rol și îți place și vrei să faci cât mai mult pentru el,
te urmărește. Adică în orice clipă te gândești oare cum ar fi pe stradă sau oare cum ar fi în situația asta sau oare cum ar reacționa dacă s-ar lua un câine după personajul meu sau dacă i-ar fura un... Lavinia, să și ți se mai întâmplă și să pui în practică, adică să ai reacții pe care le-ar avea personajul și apoi să zici, am vrut doar să văd cum este. Da, da, da. Da, minunat. Cred că este o încântare să te aibă cineva în preajmă. Așa sper. Lavinia, oricum o să te uiți peste filmarea asta, peste câțiva ani și o să-ți amintești că ai declarat aici că vrei familie cu 3 copii. Deci aviz amatorilor. Cred că mai am cele 4 ore, în afară de cele 4 ore, din cele 8 ore pe care le dedici tot teatrului, ce mai facem în plus în celelalte 4 ore pentru cei care vor să își îmbogățească cumva spiritul? Le dedic prietenilor. Mie îmi plac oamenii. De asta am și zis, vreau să cunosc omul și îmi plac oamenii, îmi plac cei din jur, îmi place să am prieteni și îmi petrec timpul cu ei. Îmi place să văd oamenii, să-i studiez, să iau lucruri de la ei. Cred foarte mult în schimbul de energie dintre oameni, de gânduri și cred că putem crește cu toții prin ceilalți. Adică fiecare om din viața noastră este acolo cu un scop și putem să luăm ceva bun de la el. Cum stau să mă gândesc cât de mult simți tu ca actor acest schimb de energie de care vorbeai cu publicul din sală? Da, da, este copleșitor și chiar se simte. Din cauza asta am fost foarte încântată de publicul târgoviștean, pentru că realmente erau o energie, o lumină, ceva foarte bun care venea de acolo. Ori asta dă mult și poți să faci mai mult. Să... Ce faci dacă vreodată cumva ai de-a face cu oameni care îți transmit o energie nu tocmai bună? Cum te aperi sau cum te descurci într-o situație ca asta? Este mecanismul invers, de la tine spre ei. Poți să fii orice fel de oameni în momentul în care ceea ce transmiți tu este bun, este lumină, oamenii reacționează. Mai greu, sunt mai reticenți, dar tot timpul reacționează. Uite, eu aș putea să întreb ce faci atunci când poate are un lapsus și uite o replică. Ce faci în momentul ăla? Cum revii la subiect? Ce se întâmplă dacă tu sari o mică replică? Ce se întâmplă cu actorul de lângă tine cu care ești implicat în acțiunea respectivă? Păi este foarte simplu. Noi, dincolo de text, dincolo de cuvinte, știm situația. Ori putem să improvizăm în situație. Ceea ce este important, să nu uităm replici cheie sau așa, dar... tot timpul este rezolvabil pentru că suntem acolo, suntem vii. Și sunteți profesioniști și puteți să conduceți lucrurile astea mai departe. Așa ne dorim. Dar uite, vezi că tot vorbeai de schimbul acesta de energie, de cunoaștere și ori momentul când ea uită o replică, cel din fața ei deja știe ce are de făcut, știi? Există un feedback permanent. Da, din păcate mă uit la ceas și îmi dau seama că timpul alocat... Da, hai să ne mai dezborțim puțin. Pe mine m-a surprins Lavinia. Ea este cu totul și cu totul o altă persoană, așa naturală, cum am văzut-o astăzi. Am simțit ceva de când am văzut-o pe scenă. E un om foarte deschis și lucrul acesta... Asta categoric. Asta categoric, dar dincolo de rol sau de ceea ce face ea pe scenă, ne dăm seama că este o persoană mult mai sensibilă, cel puțin asta am consemnat eu. Mi se pare o persoană foarte sensibilă. Îți mulțumim pentru faptul că astăzi ne-ai povestit toate lucrurile acestea. Îți mulțumim pentru rolul pe care l-ai interpretat foarte frumos și de care ne-am bucurat cu toții la teatru. Așteptăm să te revedem așadar pe 13 februarie, cu o zi înainte de Ziua Îndrăgostiților, un spectacol numai bun pentru a marca această sărbătoare și îți dorim un succes mai departe în toate proiectele pe care le ai. O să venim și la București când e așa departe, să te mai vedem.
Cu drag, vă mulțumesc și eu pe această cale și publicului târgoviștean. Vă mulțumesc din suflet pentru dărnicie și vă așteptăm și pe 13. De altfel, e o poveste de dragoste, deci vom fi în ton cu momentul. Așa că luăm scurtă pauză de publicitate și revenim după ora 11 să vedem care sunt informațiile zilei, ce se mai întâmplă cu vremea și altele. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste, vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița, pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicina recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Talentele noastre.
cele mai interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici. Trebuie cultivate. Doar buruiana crește de la sine. Sănătatea nu este rodul întâmplării, ea poate fi influențată de atitudinea noastră. Borile transformă omul într-un pacient. Sănătatea îl ajută să trăiască cu demnitate și să aibă o viață de calitate. Sunt Ionel Ilie și vă așteptăm fiecare miercuri, începând cu orele 17, să descoperim împreună secretele unei sănătăți durabile. Să fii tânăr ca o torță, să fii tânăr ca un vis, galopând prin căi lactee, să schimbi lumea în paradis. Cum arată constelația Orion? Se poate fotografia cerul nopții? Când și cum se pot vedea stelele căzătoare? Dar cratere de pe Lună sau irelele lui Saturn. Fenomene cosmice, poezia cerului, tabere și expediții, cursuri și proiecte. Sunt Valentin Grigore și vă invit să aflăm împreună toate acestea, explorând universul alături de Societatea Astronomică Română de Meteori, la singura emisiune de astronomie din România. Noi și cerul, la Columna TV, sâmbătă de la ora 15. Avem bancă de talente? S-auziți?
grijă de talentele voastre. Interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici. Lucrurile bune trebuie cultivate. Doar buruiana crește de la sine. Sănătatea nu este rodul întâmplării, ea poate fi influențată de atitudinea noastră. Borile transformă omul într-un pacient. Sănătatea îl ajută să trăiască cu demnitate și să aibă o viață de calitate. Sunt Ionel Ilie și vă așteptăm fiecare miercuri, începând cu orele 17, să descoperim împreună secretele unei sănătăți durabile. Să fii tânăr ca o torță, să fii tânăr ca un vis, galopând prin căi lactee, să schimb lumea în paradis. Revenit, dragi prieteni, n-a mai rămas alături de noi invitata noastră de astăzi, actrița Lavinia Pele, a trebuit să plece în București, unde are alte proiecte care o așteaptă, însă alături de noi, ia uite câtă lume în dimineața aceasta în platou. Îl salutăm pe Costin. Salutare, salutare. Și salutăm dimineața. A venit și un Costin mai mic? Da. Nu, el este un Andrei și este, da, nepoțelul meu, David Andrei Ciobanu. Bună dimineața, David. Bine ai venit la noi la emisiune. Ți-a plăcut actrița pe care am avut-o invitată mai devreme? Da. Ți-a plăcut, nu? Da. Era frumoasă? Da. Da, era frumoasă. Păi lasă că o să mergem la teatru să o vezi și pe scenă, să vezi cât o să-ți placă apoi și mai mult. Haideți să vedem și cum se prezintă ziua de astăzi, a doua din luna februarie, marți, cu trei ceasuri bune, cu siguranță. Vreme frumoasă la Târgoviște, așa cum vă spuneam, cer senin cu aripi de înger. Păi așa l-am văzut eu de dimineață. David, ai văzut cerul? Da. Ai văzut cât era așa de frumos, erau așa niște norișori albi și pufoși? Am văzut. Nu, l-ai văzut. Am văzut. Dar cum se face că tu ești liber și nu ești la grădiniță?
Păi, astăzi mi-am luat o vacanță. Am înțeles. Da, ca, pentru să vii la noi, nu? La cafeaua de 10. Dar pentru tine da, o să... Da, ca să mă ies și eu afară. Da, e de la sine înțeles. Ca să afară. Așa e, să mai ai și alte activități, nu? Da. N-am înțeles, da. Bine, dar îți place cum arăți la televizor? Da. Ia uite, vai de mine ce frumos ești. Așa e că ești frumos? Da. Da. Am văzut că ai și microfon acolo. Ți-ai pus microfon. Da. Hai să vedem, Costin, ce informații avem despre ziua de astăzi, cum se prezintă datele meteo. În primul rând, astăzi avem o maximă de 12 grade la Târgoviște. Deci primăvară în toată regula. Mâine va fi și mai cald. Înfloresc zambilele, ghioceii, mai întâi ghioceii, toporașii, apoi zambilele. Apoi ciupercile, dar ciupercile nu floresc, apoi nu? Ciupercile nu. Nu, ciupercile nu. Depinde de care ciuperci, că... De bucuria copiilor. Îmi place când e cald. Îți place când e cald, nu? Da, pentru că mă duc la plajă. Aha, și acolo sigur. Mă dau cu placa, acolo stau. Da, e foarte frumos, da, mai ales acum. Am văzut odată în Canare ceva, în Tenerife. Ai văzut ceva în Tenerife? Credem și noi că ai văzut ceva, ne-am fi dorit și noi să vedem. Poate cine știe, în viața asta apucăm să vedem și noi ceva în Tenerife, nu este timp. Am văzut o clădire cu, așa. O chestie care trăiește în apă. Și? Cum arăta? Ce era, un pește? Era ca o ciupercă, numai că avea niște tentacule. Da, e de aia cu tentacule. Cu tentacule, da. Și nu ți-a fost frică de ea? Nu? Păi, de mine ce băiat curajos. David, e foarte curajos. Da. Hai să ne zică, uite, Costin, cum o să fie vremea în zilele următoare? Nu ești curios să afli dacă o să ningă? Tu cred că vrei să ningă, pentru că am auzit eu că săptămâna viitoare vrei să te duci la schi. Da, la tabăra de schi, unde eu o să mă duc la cabină și o să mă duc cu telecondola. Îmi place să mă duc cu telecondola. De fel. Place? Să da. Vezi așa de da. Sus? Da, că îmi place să mă duc cu telecondola aia. Care se duce așa. Care se duce așa. Și vine și înapoi? Într-o parte de și nu frică de înălțime? Vine și înapoi sau nu mai se duce? Ce face? Decât la un desene, la dramă totală, cursa colosală, un băiat era frică de înălțime. Și? Pentru că a ieșit dintr-un avion cu o parașută. Da, am văzut că sunt și la noi în Târgoviște niște curse cu parapanta, înțeleg că... Da, da, dar... Că vreau să... și eu. Da, poți să... Vreau să spun ceva. Sigur, te ascultăm, David. Iar ca să știi, eu aș vrea să mă dau și eu cu o parașută de la înălțimi. Aș vrea și eu. Cândva, da? Să fiu da. Un pic mai mare. Când mai creștem un pic... Da, poate până ce o să-mi iau permisul de conducere. Ha, sigur, după ce ți-ai permisul de conducere, o să conduc și eu o parapantă, nu o să fie nicio problemă. Eu o să conduc o parașută. O parașută, sigur. Da. Hai să vedem, Costin, cum stăm cu vremea? Da, păi astăzi avem 12 grade la Târgoviște, iar mâine... Iarna mai vine sau a plecat de tot? Eu cred că a plecat de tot. Mâine avem 16 grade la Târgoviște. Știi ce înseamnă că sunt 16 grade, David? Înseamnă că e foarte cald. Înseamnă că e numai bine cât să ieși tu cu ce-ți place ție să te joci. Cu trotineta. Cu trotineta, cu, da. Cu trotineta și cu bicicleta. Dar eu cred că prinzi viteză mare cu trotineta. Te-am văzut într-o zi de la fereastră, nici nu puteam să te urmăresc. Era da, aici, dar pe odată Ingrid m-a văzut, am găsit odată cu trotineta. Pentru că m-am accidentat și am depășit viteza sunetului. Ai depășit, da. Nu știu, deci am mers foarte mare și dintr-o dată... Da, eu am zis că ai viteză când mare. Când m-a văzut Ingrid. Și cum direct. A fost în momentul în care ai căzut? Ce ai văzut? Steluțe verzi? Ce ai văzut? Da, dar să nu-i arătăm asta în Ingrid, ar fi bine. Da, ar fi bine, hai să nu arătăm, da. Oricum, ai fost un curajos, te-ai descurcat, te felicit. Am vrut și eu să ies pe afară aici. Am vrut și eu să ies. Da, da. Sigur, David, păi cum am să nu e relație? Am vrut să ies afară, na. Am vrut să ies. Dar tu așa, în general, David, ești cu minte sau mai faci și năzdrăvănii? Depinde. Depinde de ce? Cine întreabă? Da, avem... Nici chiar așa, nu? Nici chiar așa să fiu de cuminte, dar... Decât când dorm.
Da, normal, când doarme chiar e cu minte, l-am văzut și eu, dar nu care cumva să-l trezești, că dacă vrei să-l trezești, se supără. Așa că nu-ți place să fii trezit? Nu-mi place să fiu trezit, îmi place când dorm. Îmi place când dorm. Dar ce lucruri îți mai plac ție să faci? Îmi place să mă dau cu trotineta în casă. Și nu-i deranjezi pe vecini? Când? Deloc? Da. Îmi place să-i deranjez. Dar noaptea eu dorm în liniște, nu fac nicio năzdrăvănie. Că eu nu fac... Dacă dorm, nu fac nicio năzdrăvănie. Nici nu sunt somnambul. Ai auzit, Costin, dar tu dormi în liniște noaptea și nu faci nicio năzdrăvănie? Nu știu, că nu m-am auzit niciodată. Da. Dar ce crezi, Costin e cu minte? Ia uite-te un pic la el, așa are față de un cu minte? Da. Da? Și la Luca? Eu cred că la Luca mai face câte o prostioară. Da. Nu e așa? Ți s-a părut că ascunde ceva, nu? Da. Așa m-am gândit și eu. Uite, vezi, de mici ne pricepem să... Da. Și eu câteodată râd. Ce înseamnă când râzi așa ascuns? Sau când ai un... Ce înseamnă? Eu nu vreau să... Tu mi-ai zis să nu spun secretul ăsta că eu am fost aici. Bine? Bine, oricum nimeni nu-și dă seama. Tu stai acolo liniștit. Da, dar măcar să nu-i trimiteam asta lui Ingrid, că altfel... Gata! Cine este Ingrid? Pentru cei de acasă care nu știu. E... verișoara mea. Și? O iubești? Da. Da? N-ai fost așa convins. Vă înțelegeți bine, David? Doar câteodată. Vă înțelegeți bine? Da, doar câteodată. Da. Vă mai certați pe jucării? Da. Doar când eu. Tu te cerți cu ea, nu? Da. Ea nu se ceartă cu tine. Da. Da. Da, e bine că asta va fi probă să rămână undeva acolo. Da, iar era frică când eram afară pentru că mă temeam să nu vină, să nu mă vadă Ingrid că am plecat. Hei, stai, Ingrid la școală. Am uitat, iar. Da, haideți să ne gândim și legat de ziua de astăzi, dacă sunt evenimente deja anunțate. Ieri au mai fost programate în Târgoviște manifestări dedicate marelui Ion Luca Caragiale. În această dimineață o conferință de presă la primăria municipiului Târgoviște, chiar de la prima oră, mă rog, pentru noi prima oră era ora 9, pentru alții prima oră e la 7, la 8. Da, la ora 9 primarul a convocat o conferință de presă. Vom vedea la știrile orei 16 care sunt informațiile care au fost prezentate în cadrul acestui eveniment și, bine, nu este neapărat un eveniment conferința de presă, dar totuși fiind la ora 9, da. Și mai avem o conferință de presă la compania de apă Târgoviște-Dâmbovița, tot de la ora 10 în această dimineață, pentru că vrem să aflăm, sigur, ce s-a mai întâmplat. Eu pe un joc Monopoly, da? Există și gara de apă și gara de lumină. Ai și apă și lumină, nu? Da. Exact ca orice. Și are și apă și lumină. Alții are au numai lumină, alții nici lumină. Are toate stațiile din lumea noastră. Toate stațiile. Dar are și poliție, are și pușcărie. Gara Târgoviște? Ce? Are gara Târgoviște? Da, cred. Are și gara Târgoviște, da. Ia să o cauți să-mi spui dacă are gara Târgoviște. Bine. Da, deci în această conferință de presă de acolo vom afla și noi amănunte despre cele 5 localități care au fost afectate de infestarea bazinului de la barajul de la Pucioasa, afectate în sensul în care în momentul de față primesc apă la robinete, însă apa nu este pentru consumul alimentar, ci doar utilizată la celelalte, ce mai putem utiliza. Costin, dacă ai ceva din ceea ce se întâmplă la nivel național astăzi? Păi știrea care e răspândită peste tot și ține capul de afiș este despre legea antifumat care a fost publicată în Monitor Oficial și va intra în vigoare începând cu 16 martie. Deci... Am văzut că sunt despre care o contestă, nu eu, evident. Dar sunt și mai mulți care o aprobă.
Da, da. Unii chiar și fumători. Unii care o contestă. E un lucru pe care nu pot să-l înțeleg, dar mă rog. Și chiar contestă inițiatorul acestui act normativ. Au stat să verifice ce joburi a avut Beata femeie înainte. Știi vorba aia, lucrezi la Prozar, uite că pentru unii s-a dovedit a fi nu doar așa o replică. Eu privesc cu ochi buni și chiar mi se pare o lege ok. Decât să numărăm câini, de mai bine. De când se aplică? Uite, eu am fost... Începând cu data de 16 martie. Așa, bun, pentru că eu am fost la finele săptămânii trecute într-unul dintre localurile de pe centrul vechi din Târgoviște, unde speram să nu mai găsesc fum și în continuare se fuma acolo. Îți dai seama că acum pe ultima sută de metri fumează cât pot ei de mult, ca să aibă și pentru perioada de după când nu vor mai putea fuma. Da, hai să vorbim despre ceva ce ar putea să înțeleagă și copilul, alte informații. De istorie... al României a lansat un concurs internațional pentru reabilitarea sediului său. Practic, se demarează lucrări de consolidare a Muzeului Național de Istorie și cei interesați pot participa cu un proiect pe care să-l trimită și să aibă o propunere de reabilitare a muzeului. Este îmbucurător că se întâmplă lucrurile acestea, totuși cam multe muzee bucureștene în proiecte de restaurare. Muzeul Țăranului Român, ce muzeu mai era? E foarte bine, eu mă gândesc că așa turiștii vor veni în capitală și vor spune până la Târgoviște avem de mers o oră și jumătate, maxim două ore, putem să mergem să vizităm acolo din cele 6-7 muzee câte om putea, nu? Da, teama mea este... Sigur așa va fi, nu pare prea convins, Costi. Întâi trebuie să treacă prin Răcari, mai apoi la Târgoviște. Păi n-au ce vizita în Răcari. Ei, nu, este... cum să nu? Au ce vizita. Da. Vorbim de un concurs internațional, teama mea este să... Nu avem alții participanți din afară. Aș prefera ca cei din România restul... să se implice în chestia. Eu mă gândesc la experiența în restaurarea unor monumente pe care o au italienii, francezii și eu cred că nu o să... Nu vor veni cu intenții rele. Important este ca autoritățile de aici, într-adevăr, să supervizeze ceea ce se va întâmpla. Nici vorbă de intenții rele sau pregătire mult mai slabă decât a noastră, dar noi, românii, ar trebui să ne mobilizăm în sensul ăsta, la chestia asta mă refeream. Da, vom vedea ce se întâmplă. O să urmărim și noi acest proiect, cum se va desfășura. Așteptăm cu interes și proiectele care sunt deja anunțate pentru Târgoviște și aici mă refer la Curtea Domnească, Turnul Chindia, implicit Curtea Domnească, adică implicit Turnul Chindia, Biserica Mare Domnească, acolo unde se urmărește restaurarea picturii murale și mai este un alt proiect legat de Școala de Cavalerie, acolo unde se dorește înființarea unui muzeu. Da. Al tradițiilor militare, așa pare el deocamdată. Se discută însă despre preluarea denumirii de Școala de Cavalerie Regele Ferdinand. Te ascult, David. Inclus poate să are un televizor la școală, să ne vezi, deci... Eu zic să stai relaxat, că nu te vede nimeni. Și dacă te vede, nu o să se întâmple nimic. Stai relaxat, simte-te bine. Ești ca la tine acasă aici, uite, și la noi în platou. Este tot ca o sufragerie. Ai văzut ce tablouri frumoase avem noi aici pe pereți? Da. Uite câte cărți, tot felul de obiecte. Aici nu are televizor mare. Da. E altceva diferit. Eu zic să nu-ți faci nicio grijă, că nu. Dar uite, mai bine, hai să mai punem noi la cale ceva. Și pentru asta, Raluca, mai vrei să ne anunți ceva acum? Da, vroiam că tot am rămas în zona culturii, vroiam să îți citesc un comunicat al Ministerului Culturii care reglementează subvenționarea de către stat a revistelor culturale. Practic, pentru aceasta, reprezentanții Ministerului Culturii au avut întâlniri cu specialiștii concurenței pentru analiza cadrului legislativ pentru identificarea unor soluții în condițiile identificării unor neconcordanțe între legislația europeană și cea românească. Este
un demers pentru verificarea unor legi referitoare la, cum am spus mai devreme, subvenționarea de către stat a revistelor culturale. Păi poate în felul acesta vom mai vedea noi publicații în zona jurnalismului cultural, pentru că ne dorim să simțim că într-adevăr cineva se ocupă de asta și poate vor putea să susțină financiar și anumite publicații care au mari greutăți în a se menține și știm cu toții că nu prea, na, cultura nu vinde, sau nu vinde cât ar trebui. Ce? Vrei să spui altceva, Costin? Nu, vreau să-ți spun că... Până te trezești tu... Am căscat. Nu vrei tu să... Da. Nu vrei tu să luăm o scurtă pauză de... Ia vino lângă mine, David. Hai vino să te învăț ceva acum. Ce? Când zic eu două, trei și spunem publicitate, da? Două, trei și... Cu mine. Două, trei și... Publicitate! SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța! Star System Security. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Ultima secundă stai pe telefon. Eu citeam o știre de ultima oră pe care am văzut-o de fapt și dezmințită înainte, dar eu totuși o citesc. Colegul nostru Marius Dumitrache ne informează despre faptul că PRU Dâmbovița, PRU știți ce este? Nu. Partidul România Unită, cum o să nu știți? A, credeam că e părul care face micșunele. Antrenează un candidat, PRU Dâmbovița, antrenează un candidat, adică în momentul ăsta este înainte de a intra la alergare, nu? Masajul ăla pe aici, da, alergă, da, 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 da.
un candidat surpriză pentru alegerile locale la funcția de primar al municipiului Târgoviște. Este vorba despre o personalitate a comunității culturale și sportive naționale și nu numai, cu notorietate în rândul electoratului și mai ales cu imagine pozitivă care va încurca toate calculele politice. Despre cine credeți că este vorba? Despre istoricul și scriitorul Vasile Lupașc. Serios? Da. Numai că în această dimineață am văzut pe pagina lui de Facebook postată informația spusă de el cu mânușița lui, vorba aceea, cum că el nu va candida și nu se implică în politică, pentru că face mult mai mult bine țării ăsteia de acolo de unde activează în prezent. Probabil că Marius, cu siguranță îl știm cu toții, a avut el informația de undeva. Și nu degeaba a scris ce a scris, însă iată că Vasile vine și spune lucrurilor pe nume. El a lansat la finele săptămânii trecute cel de-al treilea volum al trilogiei Răstignit între cruci. Cum bine știm, este, mă rog, activează în zona aceasta a istoriei, promovând foarte mult imaginea voievodului Vlad Vodă Drăculea, altul decât Dracula cel promovat de Bram Stoker sau chiar și de Vlad Țeveș cel rămas în istorie. O imagine mai aproape de ceea ce se crede că ar fi fost personajul menționat mai devreme. Da, iată că apar surprize în perioada aceasta, mai ales că noi aici în Târgoviște constatăm că nu avem nici până la această oră datele despre cei care vor candida la primăria municipiului Târgoviște, în sensul în care nu avem candidații, cu o singură excepție din partea Partidului Social Democrat. Celelalte formațiuni politice încă stau, caută, fac sondaje. Încă nu m-au găsit. Încă nu te-au găsit? O să candidezi? O să candidez, dar nu vă spun pentru ce funcție. Păi, și nu în Târgoviște. Nu în Târgoviște? Nu. Chiar o să candidezi? Da. A, va fi o problemă, pentru că în perioada aceea nu vei putea să mai apar la noi, la emisiune. E, mă descurc eu. Da? Vii cu o mască. Păi da. Și tot ne descurcăm. Da, asta este an electoral. Urmează în luna mai, din câte înțeleg, pe data de 5, nu? Au rămas programate alegerile locale. Mai? Nu în mai? 5 iunie. 5 iunie? Eu așa știu. Înseamnă că mai începe campania, așa este, cam asociat mai degrabă cu perioada în care va începe campania electorală. Da. Și nu știu ce s-a discutat în cadrul întâlnirii pe care ieri a avut-o primul ministru Dacian Cioloș cu reprezentanții ai partidelor din Parlament. O să aflăm mai târziu. Pe tema dacă să fie aleși dintr-un tur sau din două tururi de scrutin primarii la alegerile din acest an. Așa că o să urmărim și acest subiect și vedem dacă se mai poate modifica ceva. Îmi place că suntem aproape, mai avem două luni, cât mai avem, nu? Pe martie, două luni, da? Deci mai avem două luni până la debutul campaniei electorale și noi mai stăm să mai modificăm legea electorală, să mai facem noi ceva pe ultima 100 de metri. Mă rog, ar fi interesantă modificarea cealaltă, dar poate cred că aia vine tot la fel, cu o lună înainte, despre alegerea președintelui Consiliului Județean din rândul consilierilor aleși prin votul acestora. Asta înseamnă că cetățeanul îi scade și lui puterea, nu mai poate el. Cetățeanul turmentat. Decid ei, până la cetățeanul trimite acolo, evident. Până la campanie electorală avem altceva pregătit. În perioada 4 și 6 martie se desfășoară la Baia Mare selecția națională pentru concursul european de muzică Eurovision. La Eurovision? La Baia, da. Mare? Pe ce caută la Baia Mare Eurovision? Selecția națională. Păi selecția națională, dar ce, da, se mai putea la București? Desfășura. S-au înscris numai din nordul țării? Nu cred. Sau au zis că acolo nu găsesc pe nimeni cu... În București cred că totuși ar fi avut șanse să găsească o femeie cu barbă. Dar cred că la Baia Mare nu. Nu? Cred că au vrut să inviteze pentru diversitate. La Baia Mare o să fie femeie cu moți. Că-s moți acolo. Da, așa este. Da. Da. Interesantă și vestea aceasta.
Vedem ce o să mai fie, cine o să ne reprezinte în acest an. Ne amintim cu drag curios. În urmă cu niște ani ne-a reprezentat la Eurovision târgovișteanul nostru Vladmiriță. Cum o să vedem ce piesă va câștiga? Am văzut că s-au cam înscris în cursă. Da, nu știu, n-am urmărit subiectul. Și Stadiu ne roagă pe Facebook să ne uităm. Din nou? La o... Da, păi nu, că acum nu mai este același. Între timp are... I-a crescut păr, nu mă întrebați cum, în cap, evident, și are mușchi. A rămas uimită să văd că scria acolo Trăistariu și mai cum îl cheamă care și Mihai. Mihai Trăistariu și nu înțelegeam cine este personajul pentru că nu mai semăna deloc cu ceea ce eu mi-aminteam, adică sfrijit fără păr. Și acum... Da, mă rog, este foarte bine că are de toate. Și te-a convins? Asta era întrebarea. Și ne ruga să ascultăm o piesă, nici măcar nu am ascultat-o. Sigur că are o voce foarte bună și dacă va avea și o compoziție bună, ar avea șanse. Acum, nu știu, să vedem. Pentru că se ține cont de anumite criterii, se ține cont și cam de ceea ce se dorește a se prezenta acolo la Eurovision. Da, vom vedea și probabil că mulți dintre voi vor urmări cu sufletul la gură da. Transmisiunea. În reluare, nu? Se poate? Păi nu, eu așa sau pe bucăți, așa? În alții, în altă treabă nici nu aveam, dar în ultima vreme mi-am găsit ceva mai bun de făcut. Da, nici n-aveai ce vedea. Prefer să mă uit la cafeaua de 10. Păi na, eu oricum când am văzut că e miezul nopții și apare femeia cu barba, am zis, da, este pe undeva normal, adică, dar de ce să mă sperii când pot să citesc ceva plăcut sau să văd ceva frumos, să ascult ceva frumos. Da, alte informații dacă avem. Nimic interesant până la această oră. Vreau să-ți spun câteva semnificații istorice pentru data de 2 februarie. Mie nici nu vine să cred că suntem în 2 februarie. Da. Eu mă gândesc că mai avem cât 27 de zile, e an bisect anul acesta, nu? 27 zile până la? Până când scăpăm de iarna calendaristică. 27 de zile. AMR 27. Da. Bună dimineața. Și pe urmă să vedem primăvara, ghiocei, zambiluțele. Ai venit și cu o oră mai târziu și tot nu ești trezit. Știi că cum să vii? Când vine Paștele? Moș Crăciun pe 25 Paștele... decembrie. Moș Crăciun? Nu, 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 iepurașul. E o chestie interesantă anul ăsta. Bine, nu știu dacă... Dacă se aplică de anul acesta? Da, cred că știi la ce mă refer. La sărbătorirea Paștelui într-o dată fixă, comună ortodoxilor și catolicilor, dacă nu mă știu. Da. De fapt, cred nu, că nu tuturor suprapun. Creștinilor. Nu se suprapun, s-a luat o decizie, dar n-am citit nici eu. N-am citit toată informația, am văzut un titlu și am început să-mi dau seama din titlu cam ce e de citit în material. S-a luat decizia ca Paștele Ortodox și cel Catolic să nu mai fie sărbătorite în zile diferite, în duminici diferite din an, cum se întâmpla uneori și la o lună distanță. Da, mie îmi convenea pentru că eu sărbătoream Paștele de 2 ori. Mie nu mi se părea nicio problemă, dar sigur că mă pot acomoda și să fiu, na, să mă limitez la o singură sărbătoare. Va fi greu. Aveam de 2 ori liber, de 2 ori vacanțe, de 2 ori... Da, și câte ouă să mănânci? De 2 ori mers la biserică în perioada aceasta, să nu uităm despre cel mai important aspect al sărbătorii învierii. Avem și noi biserica asta cu hramul învierea Domnului. Nu, sau este înălțarea? Este învierea Domnului. Este stelea aici, aproape de noi. Da? Da. Nici o zi fără stelea. Da, să revin la ce spuneam mai devreme. Pe 2 februarie 1907 a încetat din viață chimistul rus Dmitri Ivanovich Mendeleev. Oh, e cel cu tabloul acela ciudat, plin de litere. Da, da. Care cel puțin 80% din noi am luat un 2 la chimie. Pentru că nu știam. Cine-i făcut o chimie la Luca? Zincet. Pot să spun pe post. Așa rău a fost. Mie mi-a plăcut chimia până la un punct. Și mie mi-a plăcut. Era așa frumoasă cartea cu albastru, cu verde și... Nu mai amintesc cartea, dar profesoara mea de chimie avea niște cizme superbe și tot timpul o ținută impecabilă. Toată ora mă uitam cum e îmbrăcat. Da. Păi ai avut noroc. Analizai din ce... Era vorba de un domn profesor care se apropia de vârsta pensionării și chiar nu era deloc interesant și pentru mine... Deci cu cine ai făcut chimie? Pentru mine chimia chiar nu a fost atractivă. Ei, lasă că... Eu n-ați învățat la chimie, că mă dau noi, mă. Și de acum nu știți cum e cu chimia dintre...
Este o chimie ceva între voi în dimineața aceasta sau mi se pare mie? Da, noi doi? Ți se pare? Da, între voi doi, chiar fix unde e perna. Perna aceea este o chimie? Nu, perna aceasta este o pernă. Ne creezi probleme, Costin are prietenă, deci... Ai văzut. A fost o glumiță nevinovată, sigur că da. Ca așa, e, da, de 2 februarie, ce să și faci? Costin, că abia o să mai ai și tu fani pe pagina ta de Facebook, mai nou de dimineață îmi arată pagina unde să dau like. Nu mai este un simplu prieten în lista de prieteni, nu, el este o pagină, este altceva. Nu știu cum de ce să mai adunăm niște persoane. Nu? Ce ai tu pe pagina ta de unde dau oamenii like? Prietene. Prietene? Ce postezi? Eu? Da. De toate, pentru toți. Cine vrea să mă urmărească, să-mi dea like. Filmări, fotografii, ce ai acolo? De toate. I-ai dat like? I-am dat, cum să nu-i dau like? Și ai mers pe încredere, nu te-ai uitat. Timpul și văd ce postează. Păi am mers pe încredere, ce-i drept, dar... Îl cunosc ce ar putea să posteze, decât lucruri care chiar sunt interesante. Da. Alte informații avem astăzi? Da, pe 2 februarie... Da, semnificații. Nu sunt istorice de astăzi, da. Da. Pe 2 februarie 1928 a apărut primul număr din revista Bilete de Papagal, al cărei director a fost Tudor Arghezi. Oh, cu Mițura. Nu era cu Mițura. Nu știu dacă era acolo, cred că era în vacanță Mițura, dar... pe 2 februarie 1943 Moscova a anunțat înfrângerea armatei germane la Stalingrad. 1943? Da. Iar în 1964, pe 2 februarie, a încetat din viață Ion Marin Sadoveanu. Ce? Sadoveanu chema și Marin? Nu e același. Este același bab speriat. Nu mai putea să-l mai cheme și Mihail pe lângă Ion și Marin? Trei prenume. Mai sunt și cu câte trei prenume, da. Dar serios, cum să... Dacă ai un copil să... ai o fată să-i pui numele Maria, Elena, Ioana și să fie ziua ei. Foarte bine, la fiecare școală săptămână. Se prezintă într-un fel, la serviciul în altul. Îi ofer copilului posibilitatea ca atunci când va crește să-și aleagă unul dintre numele acestea. Când tu îi dai o singură variantă, ce păi să și fac? Dacă toată lumea... Cum am fost eu, spre exemplu, o singură variantă mai tăia din ea. Păi și dacă toată lumea, în fiecare sărbătoare din astea, toată lumea strigă după tine să faci cinste. Cristi, băi, ziua ta, băi, Cristi. Păi da, da, vezi că vine și partea aia cealaltă frumoasă. Primești cadouri, ești felicitat, ești, ți se adresează urări. Cu cât mai multe urări primești, cu atât mai mulți ani fericiți o să duci. Să-ți urez de sănătate. Urări de bine. Păi de bine, eu ce-am zis? Berechet. Berechet, da. Cum era? Raluca, noroc și berechet. Da, noroc și berechet. La mulți ani cu sănătate, noroc și berechet. Replică din Visul unei nopți de iarnă. Uite, ai construit, ai văzut. Pe care noroc am și berechetă. Berechet. Berechetă. Știi că la evrei, în cimitir, la mormânt, mă rog, în cele tradiționale, oamenii se duc și pun câte o piatră. Și în funcție de câte pietre vezi pe mormânt, înseamnă atâția prieteni a avut răposatul. Și practic oamenii care merg la mormânt lasă o piatră și atunci în funcție de cantitatea de pietre o să-ți dai seama cât de iubit și de apreciat a fost în timpul vieții. Dai seama că la români nu se putea aplica o... Mai avem aici... O tradiție ca asta. Costin, tu-ți imaginezi la mormânt niște pietre, românul și pietrele. Ce face românul? Aruncă cu ele. Nu poți să te duci și să pui piatra frumos. Nu, că el când se supără, le ia și aruncă cu ele. De-aia la noi se folosesc florile, în caz de aruncă cu floarea. Păi, dar tu nu te-ai prins până acum? De ce crezi că nu se asfaltează străzile de prin comune? Să fie pietre din belșug. Păi, tu ai mai văzut pietre pe străzi? Da. Nu, păi totuși dacă aveau piatră... Păi cu asfaltul nu poți să arunci. Înseamnă că se putea circula cât de cât. Ah, înțeleg. Uite, avem aici o... Tot din semnificațiile zilei? Da, în 2009, nu știu dacă este teatru din Târgoviște. Pe 2 februarie 2009 a încetat din viață Marius Pepino, actor al teatrului Bulandra, în perioada 1958-1991. Păi, ce să zic, spre rușinea noastră? Nu știu dacă e teatru din Târgoviște. Goluri, goluri.
Da, ca goluri și de istorie, aer. Multe goluri. O să ne interesăm. Că dacă ar fi așa, merită astăzi să avem un reportaj la știri pe subiectul acesta. Acum, de altfel, și ieri puteam să avem. Dar avem un material pregătit. Și am avut, de fapt, oricum mai multe. Ce avem? Un material de la lansarea de carte scriitorului Vasile Lupaș. Păi m-ai lăsat să vorbesc Vasile mai devreme Lupaș. Și nu... Am vrut să fie o surpriză, dar dacă mi-ai luat-o înainte, ce să-ți fac? Da, haideți să vă spun eu despre ce e vorba. V-am zis mai devreme despre istoricul și scriitorul Vasile Lupaș, cel care sâmbătă a lansat cartea a treia a romanului Răstignit între cruci. Am fost la eveniment, am filmat, am luat câteva fragmente din declarațiile care au fost rostite acolo, o lume bună, după cum puteți vedea și în materialul următor. Da, zice să mai vorbim un pic, să mai așteptăm că... Păi pot să vă povestesc că am văzut foarte mulți prieteni, au fost dintre invitați profesori, actori de la teatru și cei mai drăgălași dintre ei, corul de copii de la Catedrala Eroilor din Târgoviște, care ne-a încântat cu piese patriotice. Foarte frumos au cântat. Știu despre acești copii că se pregătesc și pentru colind în perioada sărbătorilor, de asemenea cu foarte frumoase colinde, și iată că au în restul anului și un astfel de repertoriu foarte nimerit la evenimentul prilejuit de lansare a cărții istoricului Vasile Lupaș, pe care îl cunoaștem cu toții ca fiind un naționalist convins. Așa că zic că mai bine să nu mai vorbim și să vedem materialul. Păi da, dacă... Da, se pare că materialul întârzie să apară. Păi nu, știți ceva? Vă mai țin de vorbă 5 minute și o să vă las să-l urmăriți la știri, pentru că va intra cu siguranță de la ora 12. Are câteva minuțele. Veți vedea acolo, cum am zis mai devreme, prietenii ai scriitorului, oameni dragi, dar și foarte mulți fani târgovișteni care au fost prezenți la acest minunat eveniment. Alte evenimente culturale mai avem în perioada următoare? Eu sper să apară. Sper să ne mobilizăm. În fiecare joi la bibliotecă este o zi dedicată cărții. Sunt pe alocuri, acum depinde când se fac publice. În schimb, așteptăm cu interes să vedem despre ce e vorba. Oricum, rămân programate la finele fiecarei săptămâni spectacolele de la teatru, pe care vi le recomandăm și dumneavoastră. Înainte de asta, joi, chiar săptămâna aceasta, de la ora 16, are loc un concert la Amfiteatrul Liceului de Arte Bălașa Doamna, un concert susținut de coruri din cadrul liceului, alți elevi talentați, care s-au alăturat unei acțiuni inițiată de Fundația Comunitară Dâmbovița pentru a sprijini anumite proiecte de interes local, între acestea Fondul pentru Educație și Fondul pentru Sănătate. În Fondul pentru Educație v-am ținut noi la curent cu ce se mai întâmplă. S-a decis acordarea unor burse în valoare de câte 2000 de lei pentru fiecare elev merituos. Și aici discutăm despre elevi care au note foarte bune, au rezultate excelente, dar care din păcate nu pot beneficia de o susținere financiară pe măsură, nu, din partea familiei. Aceste familii sunt ajutați așadar de către Fundația Comunitară Dâmbovița. Un număr de maxim 10 elevi deocamdată. Păi, în funcție de implicarea comunității putem vedea și un număr mai mare de elevi care beneficiază de astfel de burse. Și sperăm ca la acțiunile viitoare să vedem din ce în ce mai mulți oameni că înțeleg faptul că este importantă reacția comunității și e important ca fiecare dintre noi, până la urmă, atât cât poate, cu ce poate, să se implice. Spre exemplu, în cadrul evenimentului de joi, vor plăti un bilet modic de 20 de lei de persoană, bani care iarăși ajung spre a fi direcționați în zonele acestea, Fondul de Sănătate, Fondul pentru Educație. Eu aș zice să ai mai venit cu ceva pregătit, Costin? Din păcate nu funcționează materialul, nu știu ce s-a întâmplat. Nu e nimic, o să-l vedem la știri, după cum am zis mai devreme.
Noi ar cam trebui să ne luăm rămas bun acum. Rămâne să vă dăm întâlnire la o nouă ediție de mâine. Ne poți spune ceva despre ediția de mâine, Raluca? Da, mâine o să vorbim despre munți. Munții noștri, aur, poartă. Noi plecăm suntem acasă. La cafeaua de 10. Mâine, într-adevăr, domnul Doru Diaconescu de la președintele Salvamont, Salvaspeo, o să vină la noi la cafeaua de 10 și o să ne facă anumite recomandări despre cum trebuie să ne echipăm noi când mergem în zona montană și ce se mai întâmplă în perioada aceasta sus în munții Bucegi. Săptămâna viitoare este chiar organizată o tabără de schi la care participă tot felul de copilași de toate vârstele care învață să schieze. Da, eu nu mă înscriu că nu, sigur nu. Și mie mi-e foarte frică, eu nici nu pot să stau pe pârtie, mă sperii. Dar în schimb sunt destui curajoși și fetița mea abia așteaptă. Despre toate acestea însă în emisiunea de mâine, domnul Diaconescu, un om cu ștate vechi în domeniu, care sigur are o mulțime de povești interesante despre munte, misterele din Bucegi, poate, și tot felul de aventuri prin care a trecut de-a lungul timpului. Îi mulțumim și colegului, pentru că acum îi putem spune coleg, Geo Badea, realizatorul emisiunii Aventura TV de la Columna, care a intermediat această discuție și cu ajutorul căruia mâine îl vom avea la cafea pe domnul Doru Diaconescu. Așa că va fi o discuție interesantă despre munte, aer curat și sănătate curată, că toate acestea vin legate, nu? Și experiență totodată. Și mens sana, in corpore sano. Așa ceva. Dragi prieteni, mâine la o nouă ediție Cafeaua de 10, ziceți și voi ceva de un fel de rămas bun. Ceva. Da, mulțumim. De la tine apreciem mult. A venit din suflet. Mâine ți urăm mult succes în alegeri, o să te sprijinim, îți vom face campanie. Mulțumesc, apreciez, apreciez. Campanie și facem politică. Nu, nu, așa, Raluca, sufletește. Mâine promitem să fim mai energici. Păi decât da, am fost astăzi. Mâine vin cu rucsacul în spate și cu echipamentul de zăpadă, nici nu se poate altfel. Să țineți fereastra deschisă, să pot și eu să stau aici la emisiune. Așadar, vă dăm întâlnire, dragi prieteni, mâine tot de la 10. Pe curând! Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv.